Astăzi au fost reluate căutările celuilalt tânăr care a dispărut pe plaja din Costinești. Trupul tânărului dispărut alături de fratele lui cu o săptămână în urmă este de negăsit. La fața locului sunt trei echipaje de scafandri care caută în trei zone diferite scafandri ISU cu patru autospeciale, doi ofițeri și 14 subofițeri. Cei doi turiști de 18 și respectiv 21 de ani au intrat în mare în seara de marți pe 9 august. Reamintim că în cursul zilei de joi, 11 august, trupul neînsuflețit al tânărului în vârstă de 21 de ani din județul Vaslui a fost găsit între stabilopozi.